Publicitate pe internet Publicitatea pe internet are multe avantaje, și în ziua de azi de abia dacă se mai poate renunța la ea. Totuși, există câteva lucruri foarte importante care trebuie luate în considerare, căci internetul nu uită niciodată. Asta înseamnă că toate informațiile, în special poze sau videoclipuri care sunt publice pe internet, pot fi furate și utilizate incorrect pentru toate scopurile posibile. Cu toate că acest lucru este interzis, nu se poate împiedica. Din cauza aceasta, trebuie să te gândești bine ce informații adaugi cum pe internet, pentru că tu, cu prezența ta pe internet, vei fi public cunoscută ca și muncitoare în domeniul sexului. Poți să îți creezi profilul printr-o pagină de web sau prin portaluri de publicitate. Întreabă-ți colegele ce fel de experiențe au făcut ele și hotărăște în liniște ce este pentru tine cel mai potrivit pentru mai multe informații sau un schimb de idei cu alte colege și cu alți profesioniști pentru internet, poți să apelezi la BSD. Dacă te hotărăști să-ți faci pagina ta de internet, ai nevoie de așa numitul impresum în care tu vei fi trecută ca și proprietar a paginii cu datele tale de contact. Poți să folosești un serviciu de impresum dacă nu vrei să folosești adresa ta privată pentru asta. Tot timpul când vrei sau trebuie să dai pe internet informații de contact, a trebuit să deții pentru acest scop profesional un număr de telefon și o adresă de mail separată. Pentru tot ce adaugi pe internet, trebuie să ții mereu cont de protecția copiilor și a tinerilor. De exemplu, nu este permisă răspândirea conținuturilor pornografice. Este recomandat să adaugi doar poze pe internet unde fața ta nu se poate recunoaște. Pentru acest lucru se folosește de multe ori o bară neagră. O idee mai bună este utilizarea măștilor. Ele te fac să pari mai misterioasă și dau o impresie erotică. Indiferent cine îți face poze sau le pune pentru tine pe internet, tu ai drepturile asupra pozelor tale. Fixează aceste lucruri, în cel mai bun caz, printr-un contract înscris. Dacă vreun patron al unei case îți face ție poze pentru reclama lui, ar fi mai bine ca nici aici să nu-ți se poată recunoaște fața. Pentru că s-ar putea să-ți se întâmple ca pozele să nu fie șterse chiar și după ce tu nu mai lucrezi de mult acolo. Nu te lăsa niște clienți fotografiată niciodată atât timp cât nu porți o mască. Nu se știe niciodată unde ajung aceste poze sau videoclipuri. Chiar dacă lucrezi cu o cameră web, clientul poate să facă poze de la display sau să tai anumite pasaje din film fără ca tu să-ți dai seama. Dacă drepturile tale pe internet au fost rănite, dacă ai devenit victima unei hărțuiri online sau victima unor amenințări sau dacă ai nevoie de mai multe informații despre acest subiect, poți să te ajute mai departe oficiile de consiliere sau poliția. Privește în jurul tău, mai sunt și alte videoclipuri despre alte subiecte.